Sunt că aule om. Iată, la Brașov. Să-l țin pe biserică. Vă ascundeți de cineva, în mod? De nutriționist. Deci nutriționist nu arăt. Nu să vadă. Care au nutriționist nu-i arăt. Numai aici vreau să văd. Deci ce ceva? La Mădălina și la Joan nu mă tentează. Nu mai pot. La mine e aproape prăjitură de casă. Sunt oricum un gras penibil. Nu e așa de... Dar de ce le-a tot după aia? De ce sport practicați? Mestecatul. Mestecatul. Ai auzit? Ce? Ce sport practicați? Mestecatul. Da. Dumneavoastră? Mâncatul. De câte ori pe zi? Cam cât? Nu mă. 3-4 ședințe faceți pe zi? Da. A câte minute? A câte? 30 de fiecare, nu? Mă, de ea. Felul 1, 2 și 3. Ce recomandați? Ce recomandați? Felul de mâncare preferat. Ce recomandați oamenilor? Sărmăluțe cu deniță. Am înțeles că fac ciorbă de burtă bună. Am auzit. Nu, nu. Aoleu. Într-o zi o să facem pentru că o să facem un drum până la tine. Facem un drum până la Lehiu. În sensul ăsta facem. Ce să facem și la tine? Sau la mine? Facem, bravo. Păi mai aproape. Atunci așa rămânem. Bate palma. Voi două să vă înțelegeți foarte bine. Noi două. Da, scuze, semănați. Da, se poate. Probabil. Îmi pare bine să vă cunosc în sfârșit. În sfârșit? Da, am auzit multe despre dumneavoastră. Eu cred că ar trebui să renunțez la dumneavoastră. Da, că suntem în familie. Da. Da. Încă nu. O cafea cine vrea? Eu! Perfect. Dumneavoastră, tu? Un ceai. Perfect. Te ocupi tu? Monic. Cafea și ceai. Doar o cafea. Nu, păi tu te rog. 3 cafele și un ceai pentru Margaret. Ah, soția, da, că soția lui e mama Adelei, fata lui Moris. Oare cum arată familia noastră pe un arbor în genealogie? Mai bine rămânem fiecare în copacul lui. Cam târziu, deja ne-am atoit. Fă cafeaua! Da, mă duc să o ajut. Împrieteniți-vă, aveți multe în comun. Mâine aveți spectacol la București, da. Știți, da? Mâine, seară, adică 16. 16, 16 da? De la ora 20. Bine. Să nu întârziți. Nu, că vreau să vin să vă văd. Am auzit că sunteți... Adică e de bine, e de rău? Ei, cum? Asta m-am gândit eu să intri la actori, la niște actori, la un spectacol. Și ai văzut spectacol și nu ți-a plăcut. Da. Și ce zici la cabină, știi? Da, exact. Și intri, da, exact. Intri, spui, bă... Bă, oh, în sensul cât de proști de... Cât... Sau... A zis Manole, a zis... Bă, exact. Sau să intri și să spui... Băi, sunteți ceva... Și atât, adică nu zici nimic. Bă, sunteți... Da. Ce-ați, Manole? Bă, azi că suntem ceva... Exact. Deci, bine. E perimat, știi? Da. E perimat, e foarte interesant. Da. Nu mă, mai bine asta, bă, sunteți. Stați să vă spun, adică e normal, nu. Să știți. Să știi. Despre noi, țin foarte mult la ea și felicitări, ați crescut o fată extraordinară. Mulțumesc. Dacă se simte bine, vezi? Da. Doamne, dacă sunt de film mai mult, mă. Nu, adică până acum. Dar ai fi putut să ai experimente. Dobă, stă cu Adel. N-a fost cazul. Și nici acum. Putem să dăm... Mai repede. Absolut. Cu bine vreau să zic. Adică la timp, în rând, cu colegii ei. Și o să termine, e o studentă excepțională. Aici e ciocaia. 10 pe linie. În replica ta. 10 pe linie. 10 pe linie. Ele cu exces. Tu zici 10 pe linie. Am zis 10 pe linie. Eu am zis că cu excepție. El e domnul cu 9. De care? Mals. De care vrei? De care vrei eu? Cum? Ne adunăm. Cum? Ce 9? Ce 9? Note 9. Hai mai relaxat la deci, gata, mă, știu, gata. Știm. Zi. Nota 9. Imaginează-ți situația de criză în familie. De care vrei? Negru verde sau de fiu? Negru verde sau de fiu? Ce idee? Negru verde sau de fiu? Negru zicea. Nota. Nota 9. Merită 10. Ești bine.
Da. Profesorul Adeli? Doar un semestru. Mâncăm acum sau după ce întâlnă cafeaua? Nu, o să râde. Te-ai nu. Cum nu? Relația mea cu Adel nu se reduce la... Tu înțelegi? Da. E profesorul Adelei. Eu înțeleg că ești surprinsă și eu aș fi la fel. Eu am vrut să spun pe asta, tu înțelegi? Și zic, bine, e profesorul Adelei. Ce așa de înțeleg? Da, da, da. Că adică mă consider prost. Tu înțelegi? Da. E profesorul Adelei. E profesorul Adelei. Da. Nu e aia. Da, e mai nasol decât mă așteptam. De ce e așa de în spate da. Totul? E, pro, e mai nasol decât mă așteptam, aia. Da, e profesorul ăla de... Așa, am căcat. Înțeleg că ești... Nu, că am făcut școală. Înțeleg că ești surprins, deci eu aș fi la fel în locul tău. De-aia am tot... De-aia am rugat-o pe Adel. Ești acolo? O mică plimbare în Brașov. Frig. Ia uite mă, terasele sunt deschise, dar cum sunt deschise terasele astea când e frigul ăsta? Ce înseamnă asta? Ia, fa, lucată. Brăduțul nu l-am mai scos? E, cam asta a fost filmulețul cu numărul 48. Stați că-mi scrie ce pe Instagram, că am pus o poză pe Instagram cu mine, care fără că jucam un micuț psihopat capabil de orice. Așa. Deci cine vede videoclipul ăsta dimineața, bună dimineața. Cine vede la prânz, aveți o zi bună. Cine vede seara,